Se apropie toamna și vânzătorii din piață speculează bine momentul. La jumătatea lunii august, legumele au prețuri destul de mari, o situație influențată și de seceta prelungită. Cu toate acestea, luna august poate fi o lună bună pentru gospodinele care își pregătesc cămara de iarnă. Cum îți prețurile? Destul de mari. Adică acum, ce să zic, la 1,50 lei e ok. Ați mai luat ceva? Nu mai vinete, pentru iarnă atât. Ca să vă faceți o idee, vinetele au prețuri cuprinse între 1,2 și 1,5 lei, roșiile între 2 și 4 lei, castraveții 2 lei, fasolea între 6 și 10 lei, iar ardeii iuți între 4 și 5 lei. Cum sunt prețurile? Acceptabile. Ce ați luat acum? Niște pepene, niște steclă. Pregătit de toamnă? Pregătit de toamnă, da. Ce să faci? Ar putea fi și mai... Acum depinde și de... Cred că se măresc prețurile până la urmă cu seceta asta. Și eu nu mai am apă la 9 metri adâncime, vă dați seama. E nenorocire, ce să facem? Astea-s vremurile. În piața din cetate, printre negustori, am găsit și un producător adevărat, Popescu Dumitru, din Slatina, județul Olt. Cum merge producția? Cum a mers anul ăsta? Producția merge cam slăbuț din cauza secetei. E o temperatură foarte mare și plantele au mare necesitate de apă. Și... Ați vândut? Ați vândut ceva la Alba Iulia? Da, vând la Alba Iulia numai de vreo 30 de ani. Tot aici. E un an mai prost anul ăsta? Anii diferă, de la an la an. Dar datorită secetei e producție mai mică. Sunt ultimele zile din acest sezon pentru porumbul fiert, made in Mihalț, recomandat pentru toată lumea. 10, 12. Pentru copii, pentru adulți, nu-i contraindicat la diabetic, fiindcă nu conține zahăr. Ca orice fruct conține fructoza, toată lumea se sperie, zaharat conține zahăr, zaharină și alte, să spună medicii, oamenilor că se poate consuma, că am contactat profesor conferențiar din Târgu Mureș, nu este încă o dată contraindicat diabeticilor. Bine, în cantități industriale, că nu mănânci 10 odată. Gospodinele mai trebuie să știe că hreanul poate fi cumpărat cu 13 lei kilogramul, varza cu 2 lei pe kilogram, ardeii capia 4,5 lei kilogramul, iar morcovii 2 lei per kilogram.